Mai sunteți supărat pe Naimi că nu v-a luat în 90 în Italia? Sau nu v-a trecut? Pe Naimi, dar vreau să-i recunoască că i-am jucat două meciuri. Vreau să spun că am jucat două meciuri în preliminarii. Cu Grecia și cu... Cu Bulgaria aici. Și cu Bulgaria. 1-0 cu Bulgaria și 0-0 în Grecia. Stoichkov de tăbolnezii l-am făcut raze. Ce ați făcut? Mi-a dat un pumn. V-a dat? Stoichkov? Toată prima repriză m-a scuipat și m-a făcut țigan. Serios? Da. Și aici, la când se întreba pe tunel, am oprit și am spus să în engleză. Take it easy. Da. Stai liniștit. Și atunci am vrut să o lovesc eu, dau copățele. Ați vrut să-i dat? Da. Asta la final sau? La pauză. La pauză. Și bă, el s-a ferit. Da. Și m-a ferit și mi-a putut chiar aici numărul de stâng. Da. Dacă mă prindeam față, mă... Serios? Serios. Da. Și în a doua repriză, care, după la Grecia, am scos-o de pe linia potului 88, la greșit lung. Și vreau să spun, m-a durut, pentru că eram pe sfârșit, mătăierea că aveți mondial, și cu o zi înainte, cu o seară înainte, m-a anunțat în echipa titular, Naimi. Așa. Și a venit în dimineața meciului, Valentin Ceaușescu cu Iordănescu, m-a luat de gât. Bumbi, ar fi bine să nu joci și joci Antonie cu Fane, că tu ești după meciul cu Vanho, că să nu fii mental pentru binele echipei naționale, okay, cu tare, că e fost ei primă și ăsta cu tare. S-a luat 7500, cel mai puțin care au jucat, și am primit 200 de euro, de dolari, prin fosta soție a lui Iovan. Așa. Atât de... m-a durut treaba asta. Deci te anunță seara, îți faci idei ăsta că o să joci. Da. Și am uitat lui Polsan. Da. Polsan, e și puțin pariu. Așa. Și îl știam, a jucat contra lui. Și chiar la cu Olimpici, la Bacău, cu Aragia, la 2-1. Și după aia dimineața e un șoc ăsta, un șoc, știi? Care de dovadă, pe minutul 70 ceva, a vrut să mă bagi în amă, spune. După ce l-a eliminat pe... După ce... Nu mai știu. L-a băgat pe Negrile. Ok. A trebuit să o luau un video, ne-a dat un video. Dar vreau să spun că atunci mama... Aveați 30 de ani în Italia, adică un fundaș de 30 de ani e chiar de dorit într-un... Și un fundaș cu atâta experiență internațională. Acum un fundaș de 30 de ani campion al Europei... Și altcumva paradoxul, că cu cei care au câștigat Cupa Campionilor, cam mai... Că m-au pus pe butuși pe mine. Și pe Iordănescu la 31 de ani m-a spus pe la când am plecat la Steaua, a spus prea bătrân. Și a jucat la 36 cu finala Cupei. Asta v-a zis aici? Da, am plecat. Și eu și Iovan, la fel. Poate că voia era doar un pretext să scape de dumneavoastră. Poate că erați incomod în vestiar. Nu ne plăceau jucătorii cu personalitate. Lui Iordănescu. Da. Dar lui Enei? Că la fel a fost. La fel, nu? Pare rău. Asta este. Trebuie să spui și lucrurile astea pentru că au durut la un moment acela. Poate eram același Bumbescu, cu același spirit de glumă, același om modest, dar nu... Ia și eu cu undeva la un campionat mondial. Poate juca în două minute, poate... Asta mi-a zis că sunt paramares, un campionat european sau să participi. Da. Cred, l-am avut campion, ăsta, dar... Păcat, urât. Să iei pe... Nu vorbesc, să mă ierte cei care îi nominalizez. Da. Mușnai, Săndoi, Adrian Popescu, care nici nu fusese reconvocați vreodată. Pe mine, pe Dan Petrescu, Cămătaru și Iovan, care participați. Da. E frumos? Nu e deloc. Când l-am întrebat și i-am spus, l-ați întrebat, nu? Când a fost decizia mea, că a fost, nu-i invita, bă, tăi, vrăjeală de asta. Da. De Oradea. Da, l-ați iertat, cumva? Sau încă vă mai... Știi că de multe ori... Se spune că la o vârstă... Te visez că mai și joci fotbal, eu mai dau picioare pe tablă. Serios, da? Păi să faci și cu emoții mai aici, normal? Dar sunteți foarte bine, da. Cât? Orice, 63? 63, sigur. Mulți înainte, eu... să fii sănătos. Dimineața fiecare dimineață not. Cât? O și mai doar, 30 de minute. Wow. Dar not, nu, da. Nu stau absolut deloc. Da.